efectul fraudei va fi mai mic în situația participării unui număr însemnat de alegători în ziua de 6 decembrie la procesul electoral. Dar doresc să îndemn să vină la vot și să voteze cu propria conștiință unul din cei doi candidați în care au încredere. Doresc să îndemn să vină la vot, să voteze schimbarea. Iar pentru ca în România să fie adusă starea de normalitate, să voteze Mircea Geoanu.